Consider că există foarte multe variante uh, și posibilități prin care poți să începi ceva al tău. Există foarte multe perspective diferite, există dif diferite nivele, uh, pentru că na, până la urmă suntem oameni diferiți, uh, avem mentalități diferite, am crescut în mod, moduri diferite, avem contacte, adică rețea diferită fiecare, cunoaștem alte persoane, avem contextele și așa mai departe. Um, Spun din punctul meu de vedere, cum am uh, început eu și cum consider că este un mod sănătos și natural să începi, fără să uh, ajungi uh, să riști foarte mult. Uh, eu, de exemplu, pentru mine, de exemplu, parcursul a fost uh, arătat ceva de genul cam așa. Am uh, fost angajat la un moment dat, uh, după o perioadă destul de lungă, uh, la un moment dat eram angajat part-time pe un post de specialist de marketing la o firmă și acolo lucram part-time la acel moment și cumva în paralel într-adevăr mai luam și proiecte începeam să am și câțiva un mic, un mic mic venit și din alte proiecte decât acel job și mi-am dat seama că ok pot să încep să fac asta sau de fapt îmi doresc să fac asta pe propriu. și aici practic ține foarte mult de motivația care se află în spatele fiecăruia. De ce? vrei să faci asta, de ce consideri că este important să faci această tranziție, să ai ceva al tău și să mergi pe acest drum antreprenorial. Uh, până la urmă, cumva, toți la în sinea noastră suntem niște antreprenori, toți trebuie să ne vindem până la un punct, să ne vindem abilitățile, să ne vindem cunoștințele, pentru că, până la urmă, și dacă ar fi să ții un job, cam ai nevoie să știi să te promovezi, să știi să te vinzi, să știi să obții acel job că este până la urmă o ofertă limitată și în piața de joburi, pe diferite domenii, este o ofertă limitată și acea ofertă tu trebuie să poți să o acaparezi, pentru că există competiție, să-i bat, de exemplu, pe multe domenii sunt oameni care se bat foarte mulți pe, pe, un singur loc și, bineînțeles că cel mai bun, cel mai potrivit, nu neapărat cel mai bun, dar cel mai potrivit și cel care se știe să să-și pună în evidență anumite aturi, este cel și care știe să se facă plăcut, este cel care obține de, de multe ori acel rol, acel job, și de acolo probabil există și anumite posibilități. Dar zona asta de antreprenoria, zona asta în care vrei să-ți faci ceva altă, o pe propriu, că, că vrei să devii, nu contează neapărat nivelul de afacere sau cât de mare vrei să-ți fie afacerea sau tipul de business sau industria în care te afli, ideea este că este puțin, puțin diferit. De exemplu, așa cum am spus în cazul meu, mi-am da, dat seama și cumva tranziția de la mine a fost destul de uh, lungă, mai lungă decât m-am așteptat. Uh, inițial doream undeva, să zicem eram undeva la începutul anului și mi-a luat aproape un, uh, un an întreg să fac tranziția completă spre a merge 100% să, pe direcția aceasta, adică să, să ies complet din a fi angajat și să fiu 100% dedicat ideii mele de afaceri și planului meu de afaceri și, mă rog, idei și conceptelor mele. Un an mi-a luat mie această tranziție pentru că primele luni a fost doar așa un gând care mă tot bătea, mă tot rodea în fiecare zi, eram destul de neliniștit să spun așa, începeam să mă gândesc tot mai des la ideea asta de a avea ceva meu, de a deschide propria mea firmă și cumva am început să fac tranziția și financiară treptat, adică am început să pun niște bani deoparte, recomandarea mea, într-un mod cât mai safe posibil, este să reușești să spui cel puțin pentru 6 luni să poți să supraviețuiești, să ai bani puși deoparte, să poți să supraviețuiești fără nicio sursă de venit. Asta dacă cumva vrei să pășești Olin în direcția respectivă, să, -ți, să fii cu propria ta firmă. De ce? Pentru că nu tot timpul este roz și nu tot timpul poți să obții clienți sau să faci, să obții câștig, venituri. Uneori poate să fie mai lungă tranziția decât ți-ai dori și atunci vrei să ai totuși, să poți să-ți permiți să, să plătești chiria, să poți să-ți plătești cheltuielile, să poți să, dacă ai o chirie, bineînțeles, sau mă rog, să poți să treci de la unul în altul, să poți să supraviețuiești, corect. Ei, um, și după acele luni în care am început, uh, așa treptat, această tranziție mentală, în primul rând, că prima, prima dată cred că contează foarte mult mental să fii pregătit să faci această tranziție. Bine, adevărul este că niciodată nu o să fii complet pregătit să faci o, un lucru. De obicei trebuie doar să faci acel pas înspre necunoscut, că este o incertitudine foarte mare ce se întâmplă, este ca și cum până aici, în fața mea, ar fi lumină, și apoi aș face un pas în întuneric, și apoi aș face și următorul pas în întuneric, și aș fi complet în întuneric. Cam așa se simte. Cam așa se simte când începi să faci ceva tău pe cont propriu. Te duci într-o zonă destul de uh, întunecată în care nu prea. Adică, ok, tu poți să ai niște. poți să ai o viziune, poți să ai uh, un plan, poți să ai niște motivații în spate, poți să ai niște obiective, dar. Realitatea este că ce se întâmplă de multe ori, nu este neapărat uh, proporționat cu ceea ce îți imaginezi. Și de asta este multă incertitudine. Uh, chiar există și un test. Eu am făcut mai de mult un curs de antreprenoriat pentru un program acesta de startup și la acel uh, curs ne-a dat uh, și un test de incertitudine, de toleranță la incertitudine. Și trebuia să mă rog, în funcție de cum răspunde la întrebări îți ieșea cam care este nivelul tău de toleranță la incertitudine și practic dacă aveai un anumit scor, mă rog, ei spuneau că nu ești neapărat pregătit sau o să fie destul de greu să devii antreprenor pentru că este destul de... Na, o să fiți destul de stresat, mai ales dacă ești o persoană care vrei să te țin tot timpul controlul, să, să, știi că tot timpul să fii foarte predictibil, să știi exact ce se întâmplă ziua de mâine, să, să fii, fo... ești o persoană foarte analitică și foarte planific, bine planificată și da, mai înțeles ideea, este destul de dificil zona de antreprenoriat, că nu este pentru oricine, dar cred că te adaptezi. Adaptarea este cheia în orice lucru, nu? Da? Și, practic, după acele luni, am, mi-am făcut și eu prima, am făcut și o firma, mi-am deschis firma, cumva am fost și inspirat ca să-mi deschid această firmă de un prieten care avea deja de un an sau ceva de zile deschis o firmă și a început să-i meargă destul de ok și m-a inspirat să fac acest pas pentru că și ce vreau să mai fac cu o paranteză, îți dai seama cât de important este să ai pe cineva alături, să ai pe cineva, nu știu, să ai un exemplu, cât de mic, nu contează, care să, să fie acolo și care să te inspire. Pentru că ce mai bine poți să inspiri și să să preiei de la cineva care face lucrurile, nu doar le spune. Deci una este să-i spui, să spui la o persoană, fă asta, fă asta, sau ar trebui să faci asta, sau din punctul meu de vedere așa trebuie să fie, să fie făcut, dar asta este doar așa o poveste, o teorie, și alta este când efectiv faci tu lucrurile și oamenii doar se uită la tine și văd, băi, omul ăsta face lucruri. ce mă inspiră că face lucrurile acestea. Uite ce interesant este, face atâtea chestii și eu, eu de ce nu fac? Știi, cândva încep să-ți pui niște întrebări, încep să, cauți în tine, e așa intrinsec. Și aici apare acea motivație intrinsecă. Pentru că există două tipuri de motivație. Există motivație intrinsecă și motivație extrinsecă. Motivația uh, extrinsecă, bineînțeles, ține de lucrurile care ne motivează din punct de vedere exterior. Adică ne uităm la alții că o duc bine, că au vacanță, că se duc când, nu știu, au câștigat la loto sau au anumită au o facere care le merge bine sau au anumite venituri sau din punct de vedere material sunt foarte ok sau au un cerc foarte bune prieteni sau relații bune, în fine. Asta este, din punct de vedere extrinsec, ceea ce ne motivează. Că vedem la alții lucruri pe care noi nu le avem și ni le dorim să le avem. Și cumva ne motivează uh, faptul că ei sunt acolo și noi nu, și această frustrare duce și spre o anumită motivare, un anumit nivel de motivare. Dar, în motivația reală, motivația care ne face să acționăm, de fapt, din punctul meu de vedere, este motivația interioară. În momentul în care stai tu cu tine și analizezi acel de ce. De ce faci ceea ce faci? De ce simți că trebuie să faci asta? De ce te frustrează că tu nu ai acel lucru și că trebuie să-l ai? Și așa mai departe. Și sunt niște întrebări pe care ți le poți ție și cred că este un lucru ce ține foarte mult de a te cunoaște pe tine. Să te cunoști cu adevărat, să te cunoști, nu știu dacă ai portat vreodată niște întrebări, cu, o conversație cu tine sau ți-ai pus niște întrebări pe o foaie la care să răspunzi. Chiar uite, pot să-ți recomand o carte care am citit-o recent, într-adevăr, mi-a fi plăcut, și fi să o citesc mult mai, mai de mult această carte, pentru că și acum, acum am citit-o și are și exerciții practice, m-a ajutat, pentru că am făcut acele exerciții. Este o carte care nu doar o absorbi, adică o citești și treci mai departe peste, este o carte care are și exerciții practice care te fac să gândești. Cartea se numește The Greatness Mindset, deblochează puterea uimitoare a minții tale de Lewis Hobbes, este un New York Times bestseller și are foarte multe, uh, așa cum am spus, te, te duce așa ghidat de la punctul A la punctul B la punctul C și are multe exerciții prin care poți să te cunoști mai bine pe tine, să-ți dai seama mai bine ce vrei, de ce faci ceea ce faci și așa mai departe. Și aș mai putea să recomand am în spate, acolo în bibliotecă, cartea Începe cu de ce de Simon Sinek, care este așa într-un mod mai... Uh, uh, pe stilul acesta de leadership și este mai corporatistă, să zicem așa, mai pe zona asta de afaceri, dar contează foarte mult, m-a ajutat și foarte mult și acea carte, bine, și multe altele pe care le-am le am mai citit, dar, așa cum am spus, în momentul când începi, și noi ca și persoane suntem foarte, foarte diferiți, adică toți avem am crescut în contexte diferite, da, cu familii diferite, unii în familii care deja aveau părinți antreprenori, care aveau știau să facă business, sau ce puțin până la un punct făceau anumite, un anumit business, sau știau ce puțin să vândă. Alții care au trăit într-o mentalitate mai limitată, să spunem așa, sau mai fără prea multe prea multă viziune despre posibilitățile care pot să fie și atunci, contează foarte mult. Gândește-te cum ar fi să te fi născut într-o familie, se poate că ești deja, sau asta este contextul tău, ești într-o familie în care oamenii nu știu să investească, nu știu să facă economii sau nu au aceste priorități, nu știu cum să și facă banii să lucreze pentru ei sau să mulțească banii decât prin a lucra ei, cu să și dea timpul lor în schimbul banilor. Sunt și alte posibilități în business, de exemplu, nu prea se întâmplă, adică scopul final în business este să nu, să-ți faci niște sisteme automate de preferat, prin care tu să câștigi cât mai mult timp și bani fără să mai fi implicat direct. Dar ca să ajungi acolo trebuie să faci, să, să, să arzi niște etape și să treci peste niște etape. Și prima etapă este să începi. Dacă să începi poți să ai puțină siguranță înainte, poți să ai niște... Să, să, fii pregătit. Este ca și când te duci la, la o luptă. Da? Sau când vrei să te duci într-o excursie, hai să zicem, să nu, să nu mă duc pe zona asta de lupte, că suntem oricum destul de sătui de războaie și de ce se întâmplă în lume, hai să mă duc pe o zonă mai pozitivă, o să fac o, o asociere cu mersul într-o călătorie, într-o excursie, da? Tu știi că trebuie să mergi, de exemplu, hai să zicem la mare, te duci la mare în Grecia și știi că ai nevoie de niște bani, ai nevoie de niște resurse, niște bugete, știi că ai care este destinația ta, cam asta, exact la fel este și în afaceri. Știi care ar trebui să fie cât de cât destinația, știi cam care ar fi lucrul pe care trebuie să le faci ca să ajungi la această destinație, știi că ai nevoie de niște uh, resurse înainte și poți să începi cu un plan. Da? Să-ți faci un traseu, să, să, să faci un pic de cercetare, să, să afli puțin, să vezi care sunt prețurile pentru, pentru avion, pentru uh, deplasare, pentru transport, da? pentru cazare ca să stai acolo, pentru ce poți să faci acolo și așa mai departe. La fel este și în business, da? Când începi. Uh, și la fel l am făcut și eu. După ce am avut această tranziție mentală, am început în sfârșit și inspirat de acel prieten al meu, mi-am făcut și eu prima mea afacere și, mă rog, este afacerea pe care încă o am. Um, și apoi am avut și primul client, care a fost o persoană cunoscută, a fost din cercul meu de, de prieteni um, și cumva m-a ajutat foarte mult uh, ca și primim bolt, că a fost prima mea victorie, a fost primii mei bani câștigați pe firmă legal pe zona aceasta și eram foarte, foarte bucuros că s-a întâmplat. A fost o sumă destul de bună pentru mine la acea perioadă și mi-a dat așa un imbold și o motivație să continui. Și bine, înțeles, între timp eram încă și angajat și de asta spun că tranziția mea a durat 12 luni, de fapt, de la începutul anului până la finalul anului. La începutul anului aveam deja acele idei să, să fac tranziția, dar uite că cât timp a durat efectiv ca să o fac ca să pot să dau demisia de la acel job și să merg mai departe și să fac doar asta full time. Asta a fost parcursul meu, sigur că în acest timp n-am stat pe loc, am continuat să învăț, am continuat să, să, studiez, am încercat să mă uit la cei mai buni din domeniul meu, atât în România și cât și internațional, nu conta că aveau afaceri de milioane de dolari, mă uitam, încercam să văd cum au ei, cum gândesc ei, ce au ei de oferit. Mă uitam pe YouTube la acele persoane, mă uitam încercam să le citesc cărți, dacă aveau cărți um, sau să le găsesc cărțile pe online, să le, să le descarc să mă uit la ele, să le citesc și asta am făcut și m-a ajutat uh, foarte mult că te pune așa într-o perspectivă foarte diferită, te pune așa să vezi care sunt posibilitățile și te pune așa ca și cum ai fi în locul acelei persoane care deja știe toate aceste lucruri și a trecut prin toate aceste lucruri și atunci începi să ai uh, acces la un anumit nivel sau un anumit... Uh, bagaj de cunoștințe care e clar că te ajută în drumul tău în ceea ce faci. Și bineînțeles că au început să apară și oportunitățile. Și asta zic. Poți să fie multe variante, poți să faci o grămadă de lucruri, dar problema cea mai mare din punctul meu de vedere, care este la persoanele care visează să fie antreprenori sau să-și facă ceva lor, să meargă pe cont propriu, nu este neapărat faptul că n-au acei bani, că nu se vei neapărat acei bani, acel fond de, de rezervă de care spuneam. Poți să încep și fără. Ideea este că cel mai greu este să facă primul pas pentru că se gândesc prea mult. Prea mult se gândesc. Deci dacă ești persoană care faci, care ești pe overthinking, da? gândești prea mult, te gândești la... Da? și ai și vise mari. Da? Și nu este greșit să ai uh, visuri mărețe. Este foarte bine să te gândești că poți să devii milionar, miliardar, whatever, ce, cum vrei tu, asta ține de tine. Poți să ai aceste visuri, poți să ai... De este că sunt niște obiective care sunt departe, dar nu sunt chiar aproape să le realizezi. Sunt undeva mai departe, adică există un parcurs ca să ajungi acolo. Și de multe ori acel parcurs este greu de atins, așa din prima. Că tu te gândești când îți pui acel obiectiv, Că o să faci așa un pas mare și o să ajungi și la uh, acel nivel. Dar nu este așa. Nu este deloc așa. Trebuie să te gândești, ok, cu perspectiva asta globală uh, pe următorii 2, 3, 5, 10 ani, de ce nu, care ai așa o viziune în, în minte despre locul în care vrei să te afli, despre versiunea ta 2.0, despre uh, cum vrei să fii tu ca persoană, trebuie să îți pui obiective mici, pas cu pas. Da? Pentru că acelea o să le poți ră, rezolva mult mai repede, chiar de pe azi pe mâine sau într-o săptămână, în două săptămâni. Și o să vezi că motivația vii ce pe să-ți vină și să-ți crească pe măsură ce atingi un obiectiv, câte un obiectiv pe rând. Unul, one by one, step by step. Da? Pentru că dacă o să te gândești doar la genul obiectiv mare pe care tu l-ai, că este o sumă de bani, că este o mașină, că este o, ceva material sau că este ceva din, din alt punct de vedere, s-ar putea să te demotivezi foarte mult pe parcurs, că îți dai seama că este prea mare gaura, mm. acel gap, dintre unde ești tu acum și unde vă să fii. Știi? Și atunci asta îți recomand. ți recomand. Puneți acea viziune, dar gândește-te la cum vrei să fii versiunea ta 2.0, cum arată o zi din viața ta, gândește-te la la toate aceste lucruri care ți-ar plăcea să le ai, să le faci în, în zi de zi, dar lucrează în fiecare zi pentru a-ți atinge mici obiective care te duc în acea direcție. Că dacă știi foarte bine acea viziune, dacă ai foarte bine acea viziune stabilită, chiar o ți-o pui pe o foaie sau pe un caiet sau pe laptop, oriunde, o să-ți fie mult mai simplu în momentul în care ai de făcut niște decizii în viață, o să-ți fie mult mai simplu să iei acele decizii. Pentru că poți să, poți să dai seama efectiv dacă acea decizie te-ar duce în direcția în care, în care cumva s-ar preta cu ceea ce ți-ai propus pe termen lung. Dacă nu, pur și simplu trebuie să înveți să spui nu, să renunți. Și asta este alt exemplu pe care ți-l dau. Eram undeva, cred că eram la master, dacă mă știu, sau la facultate, în fine, dar cred că la master eram, la anul de master, în fine. Aveam firmă deja, eram cu o agenția de marketing, am început să am clienți stabili, să lucrez, să fac lucruri și așa mai departe. Ideea care este, a venit cineva la mine, dintr-un MLM, nu știu dacă știi ce este acela MLM, înseamnă multilevel marketing, practic sunt niște companii globale în care recrutează oameni și oamenii aceia vin la tine și îți vând, adică te fac să vin echipa lor, tu, ca să fii în echipa lor, trebuie să cumperi niște produse și cumva tu, la rândul tău, trebuie să-ți faci echipă, să le dai la alții să-ți cumpere, să cumpere produsele tale, care, de fapt, sunt ale companiei și tu cumva câștigi comisiuni din asta. În fine, este așa, un, un fel de schemă din această piramidală, ca așa și fost, pe bază de recrutări sau pe bază de vânzare produse din care poți să câștigi din comisiuni. Mi s-a părut interesant, am tot auzit conceptul și um, Ok, am zis că hai că încerc, pentru că încercarea moarte n-are și cumva două luni, trei luni am stat, că după aceea am renunțat. Dar acele trei luni ca idee, nici nu pot să, deci ca să înțelegi, n-am renunțat uh, pentru că, am avut, pentru că am avut eșec în domeniul acela, chiar din contră. Eram printre singurii din toată această companie care s-a dezvoltat foarte mult, care a reușit să ajungă la niște rezultate foarte, foarte bune într-un timp foarte scurt. Da? În două luni de zile sau trei luni am ajuns să am peste 100 și ceva de membri în echipă. Tot așa din recrutări în recrutări. Cum am avut și noroc. Da, asta este adevărul, că am avut și noroc, că cei care erau peste mine m-au ajutat foarte mult, în fine. Ideea este că mi-am dat seama că nu este, pentru mine, ce puțin, nu este ceva ce aș face pe viitor, nu este sustenabil. Am încercat, am văzut cum este, am văzut că pot să ai niște rezultate din asta, dar pentru mine nu era sustenabil și cumva chestia asta m-a deviat, știi, și probabil dacă aș fi spus nu, uh, ok, într-adevăr poate rămâneam cu ideea cum ar fi fost dacă, dar um, probabil dacă spuneam nu mai repede sau dacă aș fi spus în continuare da și n aș fi spus nu la acel moment, că până la urmă a fost o decizie că am, am renunțat la toată ideea asta, că puteam să continui, că ei Mă tot făceau, mă, mă susțineau, mă motivau să continui. Dar eu am spus nu la un moment dat. Dacă nu spuneam acel nu, probabil că acum nu aș mai fi fost în punctul acesta în care să fac acest videoclip, în care să am toate aceste rezultate în spate, uh, cu firma și toate cele. Și probabil aș fi lucrat tot pentru compania altora, care de fapt se promovează ca și mai fi, ar fi compania ta, dar de fapt nu este, că totul depinde de alții, de sistemele lor. Tu ești deci doar acolo un pion care uh, are niște vise, și care cumva se folosește de niște sisteme făcute de alții ca să își câștige try și să-și facă cumva o afacere între ghilimele din asta. Nu este o afacere pentru că o afacere este atunci când ești tu în control, când ai a, 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 decizie majoritară, 50 plus 1 de preferat, da? adică tu ești cel care ia deciziile, ești, tu ești cel care ești la control, la butoane, tu ești cel care a, dă afară oamenii, care spune cum se face lucruri, cum se fac lucrurile, care își ia clienții, care stabilește comisiunile și tot. Deci aia înseamnă să ai afacere, nu faptul că lucrezi în afacerea altuia și doar primești, trebuie să te joci după regulile altora și să te adaptezi tot timpul când apar schimbări. Dar aia nu este afacerea, este un fel de sistem pe care tu l-ai adaptat, l-ai luat și ai folosit în favoarea ta. Deci mare atenție, când vrei să-ți faci afacere, ceva al tău, asigură-te că este al tău și că nu este al altuia. Foarte mare atenție aici. Pentru că, ok, pe termen scurt poate câștigi. Pe termen de un an, 2-3 poate câștigi. Dar ce se întâmplă peste 5 ani? Peste 10 ani? Peste 20 de ani? Poate acea companie o să dea faliment sau poate o să te dea afară că, nu știu, se întâmplă ceva nu, 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 nu le convine de tine, că ce vrei să faci. Sau poate nu ți convine, ține la un moment dat ce practici au sau ce schimb, ce legi, ce um, reguli noi își pun și așa mai departe. Și care este scopul? La final, cu ce rămâi? Că nu mai rămâi cu nimic, trebuie să începi chiar ceva de la zero dacă vrei. Și durează mult să începi ceva de la zero. Deci să ții -ți cont de aceste lucruri. Că există multe posibilități în momentul când începi ceva pe cont propriu. Poți să fii un simplu instructor, poți să fii un practic pe orice domeniu, poți să fii un, un antrenor de fitness, poți să fii un o persoană care oferă consultanță de business, un business coach, poți să fii un life coach, poți să fii uh, un consultant de marketing, un marketer cum sunt eu, poți să fii multe, deci poți să fii pe orice domeniu vrei, nu trebuie neapărat să te etichetezi că ești, așa cum am spus eu până acum, că ești, ideea este că posibilități sunt foarte multe, variante sunt foarte multe și dacă stai să te gândești, Uită-te la oamenii pe care îi apreciezi tu în orice domeniu. Uită-te la artiști. Uită-te la artiști internaționali, de exemplu. Crezi tu că anumiți actori sau vedete, cum ar fi muzicieni, dacă ar fi făcut multe alte lucruri pe lângă, crezi că ar mai fi fost în top? Crezi că mai fi auzit acum de ei? Dacă nu ar fi făcut acel lucru 100% și nu s-ar fi dedicat de 100% pe acel domeniu al lor, Așa să-ți pun întrebarea. Și aici deja devine un paradox, pentru că din extraordinar de multe alegeri pe care le putem face în viața asta, că putem să devenim pompieri, putem să devenim, să fim ce ne vrem noi în viața asta, putem să fim avocați, putem să fim medici, putem să fim politicieni, da, și multe alte lucruri, muzicieni, în fine. Ideea este că din acest, este un paradox, că avem multe alegeri, la fel cum pare că avem și în uh, relații, că pare că ai multe posibilități să-ți alegi un partener de viață, că ai, sunt multe fete, multe băieți acolo care își caută, dar este un paradox pentru că, de fapt, nu avem atât de multe opțiuni și doar avem doar puține opțiuni. Doar o opțiune până la urmă, nu? Că o singură persoană rămâi. Asta dacă nu cumva ești uh, sultan, <laughs> știi? Deci sau pe partea de business sau pe partea asta de abilități sau de a deveni foarte performantă în domeniu. Da? Avem o Simona Halep, avem un David Popovici, avem o Nadia Comăneci, Avem un Gheorghe Hagi și așa mai departe, care sunt pe domeniul lor, a fost, au făcut performanță în domeniul lor și au obținut lucruri, adică au făcut ceva în domeniul lor. Valoros și pentru ei și pentru țară și pentru mulți alte, multe alte persoane. Și au, sunt recunoscuți pentru asta și tot asta fac în continuare. Da, ok, că poți să faci și pe lângă să mai investești după ce ai niște bani și niște sume, că îți poți face echipe, poți să investești și în uh, alte lucruri, în imobiliare sau poți să faci niște business-uri pe lângă, da. Dar trebuie să ți alegi calea și această cale când îți faci ceva al tău, este foarte um, nice, din punctul meu de vedere, este foarte motivant pentru că, ok, în unele zile o să fie greu, o să ai de lucrat foarte mult, extraordinar de mult, poate mai mult decât ai lucrat ca angajat, dar să știi că atunci când, când tot, totul, totul este, pentru, îl faci pentru tine până la urmă, da? pentru tine și apoi pentru cei pentru, pe care îi servești. Că în zona asta de business da, există. Sau, de fapt, în toată zona asta de a, făcut, de a face bani, la nivel global. Care sunt, de fapt, toate posibilitățile prin care poți să faci bani? Și banii sunt o unealtă, da? Așa cum am mai spus și în alt video. Banii sunt o unealtă care ne ajută să obținem ce vrem cu adevărat. Că vrem libertate, că vrem lucruri materiale, că vrem orice alte lucruri. Dar avem nevoie de bani. Este un mijloc de troc. Ok. Care sunt aceste două lucruri, de fapt, care, așa, la nivel general, te ajută să faci bani? Păi ori servești, da? ești în businessul acesta de a servi, ce înseamnă a servi? Înseamnă că oferi servicii pe orice domeniu, că montezi mobilă sau că crezi case pentru oameni sau um, faci Uber, faci Bolt, faci uh, pizza, deci sunt niște servicii până la urmă. Manicură, coafură, toate aceste lucruri, da? Și multe altele. Acum nu le zic pe toate. Toate acestea sunt, de fapt, niște servicii. Ești în ser servești oamenii. Asta este o modalitate prin care poți să câștigi bani prin a, se prin a servi oamenii. Da? Practic, oferi ceva în schimbul acelor bani. Oferi timpul tău, valoare. Oferi energie, oferi cunoștințele tale, oferi um, soluții la probleme și așa mai departe. Altă variantă este să fii cel mai bun. Da? Asta este altă variantă prin care poți să faci bani la nivel global. Cel mai bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă să câștigi campionate, să fii locul 1 la scrimă, să fii locul 1 la not, să fii locul 1 la... Da? Pentru că când, ești, când faci performanță, de fapt, când îi bați pe alții, când câștigi astfel de competiții sau lupte, între ghilimele, practic așa câștigi bani. De exemplu, hai să ne, să ne raportăm la domeniul investițiilor financiare, nu? Faci trading faci trading cu uh, aur sau cu petrol sau cu criptomonede, nu contează cu ce faci. Cine câștigă bani, de fapt? Cel care joacă mai bine, nu? Cel care are uh, care câștigă, care imbate care pe ceilalți la jocul ăla. Pentru că tot timpul în, în, în aceste competiții, că de fapt este o competiție și aici cineva pierde și cineva câștigă, da? Există o grămadă de oameni care pun bani în anumită platformă ca să, cu, cu scopul să câștige și ei bani. Și există printre acei oameni, unii câștigă, pentru că știu să joace mai bine decât cei care pierd. Simplu. Bineînțeles că mai bine este prin noroc, poți să mai faci bani și prin moștenire sau prin uh, alianțe, da? căsătoria, de exemplu, este o alianță prin care poți să-ți mărești averea și să te îmbogățești. În fine, hai să trecem puțin peste subiect. Uh, Revenim la business. Um, Așa cum am spus, poți să începi de la diferite niveluri. Unii sunt mai avansați, unii sunt, au conexiuni mai multe, au cunoștințe mai multe, au capital mai mare sau au persoane cu mai multe abilități sau care sunt deja acolo și știu pot să poți să-i ajute. Contează foarte mult să ai un mentor în acest domeniu. Acum, acești mentori pot să fie mentori virtuali, între ghilimele, sau fictivi, de exemplu, la da, cărțile sunt scrise de niște persoane care au niște un bagaj de cunoștințe, și poți să consideri că aceste informații scrise de cineva sunt de fapt scrise de mentorii tăi, adică faptul că te uiți la anumite persoane pe, pe YouTube sau faptul că citești anumite cărți de la, anumite, de la anumiți autori, ei poți să-i consider cumva că sunt mentorii tăi. Dar ești, este un mentorat așa mai limitativ, în sensul în care tu nu ești direct cu persoana respectivă față în față, să-i pui întrebări specifice și el să te asculte, să-ți înțeleagă contextul și să-ți dea răspunsuri specifice la contextul tău. Cred că să ai un mentor te va ajuta foarte mult să ai, și pe mine m-a ajutat, să faci, să faci mai rapid niște, să-ți are niște etape mai rapid dar toate au un, un parcurs. Gândește-te că la început nu trebuie să știi tot. Este perfect um, ok să înveți lucrurile pe parcurs. Nu trebuie să fii neapărat zeu, să fii cel mai bun în domeniul tău ca să poți să începi. La început gândește-te că nimeni nu știe. Uite-te la toți, uite-te la niște youtuberi mari pe care îi admiri și uite-te la primele lor videoclipuri postate. Uite la MrBeast, Beast, care nu știu cât o să mai reziste, dar este cel persoana cu cei mai mulți urmăritori din lume pe YouTube, cu abonați. El, lui, de fapt, ca și spus asta într-un interviu, și ca spun ce a spus, uh, el a început YouTube de mult timp și i-a luat undeva la 10 ani ca să ajungă la 1000 de abonați. Bine, că a început de când era mai tânăr. Și doar în 4 ani a ajuns să aibă peste câteva milioane de abonați, zeci de milioane de abonați, ca idee, și să aibă milioane și milioane de, și sute de milioane de vizualizări la videoclipurile lui. În patru ani, dar până la cei patru ani, gândește că a avut un parcurs de încă 10 ani. Ideea este că s-a dedicat mult mai mult și a dat seama că ceva nu face bine și s-a dat seama că poate să se dedice mai mult pe acea zonă, doar pe acea zonă și să-și concentreze tot efortul acolo și de atunci a început să obțină chiar rezultatele palpabile când s-a dedicat complet. De multe ori, oamenii se blochează căutând perfecțiunea înainte să înceapă. Altă greșeală, destul de frecvent întâlnită, faptul că te gândești prea mult să fie totul perfect când de fapt doar trebuie să începi și o să vezi că pe parcurs tot vei optimiza și vei optimiza și vei optimiza. Îmi amintesc când mi-am făcut prima dată site-ul, cât de mult am lucrat la acel site, și cât de mult mă chinuiam să fac să fie paginile alea puse acolo, dar mă refer la site-ul meu, andresi.com. Am lucrat, țin minte, câteva zile, așa întregi, săptămâni, ca să-mi pun să fie perfect culorile, să fie din toate punctele de vedere, să arate cât mai bine, să fie perfect. Bine, punctul meu de vedere perfect, poate dacă se uită cineva, spune că e varză, dar în fine. știi, și cumva la un moment dat am decis hai să-l pun live, că asta este, dacă o să caut să fie perfect constant, nu o să mai dau drumul niciodată și am dat drumul. Și ghiți ce? Nu, nu intra nimeni pe site, pentru că era un site, nu? Un site, avea niște informații despre mine, despre ce ofer și cam atât. Și mi-am dat seama că site-ul ăla e complet gol, că efectiv nu e nimic valoros pe el. Și de atunci mi-am dat seama că, ok, nu are sens să mai continui să-l fac să fie perfect și nici paginile de prezentare sau paginile în care îmi prezint, de exemplu, anumite cursuri, nu mă mai chinu să le fac să fie perfecte, mă interesează să fie rapide, să ajungă rapid informațiile la oameni, să ajungă să fie acolo live, ca oamenii când intră să poată să le vadă și mi-am dat seama că lipsește conținutul pe site-ul meu, pentru că un site, ce site e ăla? Sau de fapt, de ce cineva ar vrea să intre pe un site dacă ar fi zero ca și conținut. Dacă n-ai avea nimic de obținut de acolo, ca și informații sau ceva util, nu. Aveam o pagină de prezentare despre mine, o pagină cu ce ofer, servicii și atât. Na. Cine o să intre de două ori pe site-ul ăla? într o dată, ai văzut ai plecat, nu mai stai. Nu mai intri a doua oară, că deja știi ce e acolo. Dar, de când am început să fac articole de blog, newslettere și să le pun pe site-ul meu, să fac anumite pagini, anumite resurse, inclusiv aceste videoclipuri pe YouTube și nu numai, M-a ajutat foarte mult să am un conținut prin care oamenii chiar să înceapă să mă descopere și să vadă ce pot să ofer. Și de acolo mi-au venit și clienți și cumpărători și așa mai departe. Și uite cum totul, pentru că nu m-am mai concentrat să fie perfect, m-am concentrat să... Pentru că inclusiv acest episod de podcast, da? Pot să-l fac și să-l refac de sute de mii de ori pentru că poate nu mi-a convine cum am început, poate nu mi-a plăcut cum am spus niște lucruri, poate n-am avut o structură foarte clară, poate nu, nu știu, nu mi-am plăcut cum stă părul și așa mai departe. Ei, câte lucruri nu ai, ai putea să faci dacă n-ai mai ține cont de această perfecțiune? Este bine să fii perfecționist până la un punct. Da? Ok, nu, nu zic că nu trebuie să pui, să ții uh, cont de faptul că vrei să fie lucrurile să arate bine aliniate, să fie bine planificate. Dar realitatea este că în business Viteza este mult mai importantă decât perfecțiunea, de multe ori, de mult, 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 mult mai importantă. Realitatea este că trebuie doar să începi și să corectezi pe parcurs. De asemenea, networkingul este foarte important, este important ca pe măsură ce evoluezi, pe măsură ce începi, să începi să cunoști oameni din domeniul tău, să începi să să comunici. Efectiv, scrie-le pe Instagram, dă-le un mesaj, urmărește persoane, du-te la conferințe fizice, du-te la uh, summituri, la prezentări, la tot ce poți, chiar și gratuit sau contra cost și încearcă să-ți faci așa o bază de relații din toate domeniile că în momentul când ai o afacere te ajută din toate punctele vedere. Eu am ajuns să cunosc avocații, am ajuns să cunosc contabile, am ajuns să cunosc oameni din imobiliare, oameni pe, pe uh, zona financiară, oameni din toate domeniile și tot timpul când am avut nevoie, că la un moment dat în business o să ai nevoie, am știut la cine să apelez. Da? Graficieni, designeri, marketeri, vânzători, toate, pe toate domeniile este bine să cunoști pe cineva că îți crești um, acel network. Și cum știi cum se spune, your network it's your net worth, adică rețeaua ta, de oameni pe care cunoști este direct proporțională cu averea pe care o ai. Um, bun. Ar mai fi multe de spus despre partea asta de despre perspectiva asta de a începe. Um, unii oameni încep mai, la un nivel mai avansat, cum am spus, de la un nivel mai de jos. Um, cert este că niciodată nu te gândi prea mult. Și nu, nu te gândi că trebuie să fii perfect, nu te gândi că trebuie să fii ca nu știu cine, nu? Începe, vezi cum este, testează, dacă nu o și bine, asta este, e un eșec, treci peste. Cultura eșecului nu este foarte evidențiată în România, cumva noi suntem promovați, sau ni s-a promovat ideea aceasta că nu este bine să ai, să ai eșecuri, ceea ce este fals, pentru că în viață o să ai multe eșecuri, ideea este să fii să le accepti, repede și să treci repede peste, să vezi din ele și să treci mai departe. Pentru că eșecul o să fie constant. O să simți eșec sau că ai eșuat în anumite campanii, în anumite lucruri pe care vrei să le lasezi. Nu o să fie în tot timpul bine, dar dacă treci repede peste aceste eșecuri mentale, în primul rând, o să vezi că poți să îți atingi la un moment dat obiectivele. Cam asta ar fi legat de acest episod. Din nou, dacă vrei să mă urmărești mai departe, poți să mă urmărești în continuare pe rețele sociale sau pe YouTube sau poți să te înscrii la newsletter-ul meu pe andreisi.com grow la newsletter și să păstrăm legătura. O să trimit, o să trimit de acum încolo dacă te abonezi în fiecare săptămână cel puțin un newsletter în care o să afli mai multe lucruri utile despre marketing online și nu numai. Mulțumesc pentru atenție, pentru că ai vizionat sau ascultat acest episod și ne vedem la următoarele.